În viața culturală a orașului nostru se petrece un eveniment important. Și dacă, într-adevăr, vorbim de cultură, este bine să reamintim că în ultimii ani Călimăneștiul a cunoscut o revigorare din toate punctele de vedere. Amintea aici domnul primar de acele tabere de artiști și mai amintea încă ceva de înaintașii noștri din Călimănești. Era vorba de Blaicu Ionescu. Dar n-a continuat mai departe, domnul primar, și acum vreau să-l completez eu cu ceva. Acest Blaicu Ionescu din Jiblia Veche este cel mai bun traducător al operei lui Nostradamus. Și Călimăneștiul nostru, pe baza acestui înaintaș al nostru, Călimăneștiul, are relații foarte frumoase, datorită domnului primar Amuzan, cu localitatea Salon din Franța. Și de ce credeți dumneavoastră că a făcut această legătură strânsă domnul primar Ilie Amuzan cu localitatea Salon? În această mică localitate, mai mică decât Călimăneștiul, se găsește mormântul lui Nostradamus. Și autoritățile din Salon, împreună cu domnul Amuzan, au căzut de acord să facă o statuie a lui Blaicu Ionescu la Călimănești, al celui care a tradus pe Nostradamus. Încheie această mică digresiune și mă voi lega acum de bibliotecă. În ultima vreme, în ultimii 2-3 ani, biblioteca noastră a fost dotată cu Xerox și cu două aparate, cu două calculatoare. Anul trecut a suferit niște reparații frumoase și dotări cu termopane. Iar anul acesta, cu 8 calculatoare. Ce dovedește treaba asta? Iată simțul, iată dragostea primarului nostru de cultură. Nu mai vorbesc partea civică. O las de o parte, care și acolo multe realizări. Iată ce înseamnă să ai un om gospodar, dar apropiat să te ajute atunci când ai nevoie. Și cu acest prilej, eu îi mulțumesc în mod sincer domnului primar și colectivului nostru. Dar acum, câteva cuvinte despre biblioteca. Întâmplarea face că în ultima vreme am frecventat această bibliotecă. Și într-o bună zi, cineva mă întreabă, ce tot la bibliotecă? Ce da. Zice, v-ați îndrăgostit așa tare de bibliotecă? Zice, da. Numai de bibliotecă? Zice, zău. Zău că vorba aceea de bibliotecă. Și de ce spun treaba asta? Pentru că și la biblioteca noastră, pe lângă faptul că e un templu de spiritual, aici găsesc și un colectiv bine hrănit, bine dotat, bine. Da, da. Că n-am greșit. Vă dau eu de explicație venită. Și iată ce înseamnă dragostea bibliotecii înseamnă a colectivului bibliotecii, față de cei care vin aici. Și eu sunt convins că vom găsi totdeauna o atmosferă plăcută în acest lăcaș al culturii. Vă mulțumesc pentru atenție!